nu în condiții optime, ne vedem și astăzi, că doar e vineri dimineața și trebuie să facem o retrospectivă băută la cafea. S-a mai răcorit vremea, vă place așa o vreme așa mai, care ne duce cu gândul spre toamnă, că am avut și căldură destul, am avut soare destul, soare care nu va topi generozitatea. În ultimele patru săptămâni s-au strâns niște bani frumoșei pe site-ul meu buymeacoffee.com și vă spuneam, vă spuneam că acești bani, aceste fonduri merg către Asociația Uniunea Munția Puseni, da, pentru a ajuta persoanele defavorizate din acea zonă, persoane care au trăit cumplita spaima apelor de pe 14 și 15 iulie anul curent. Așadar, vă mulțumesc frumos, în special Cristinelei, în special lui Andreea, vă mulțumesc frumos pentru generozitate, banii s-au dus acolo unde trebuie. Cana încă e aici. Dacă dori să mai bem și noi din când în când cât e o cafea, știți site-ul. știți. Nu scandal cât casa. Scandal mare în, parc, în rezervația naturală de la Neamț. Ce se întâmplă acolo? Se crez niște zimbri. Zimbru, falnicul zimbru. Nu berea animalul zimbru. Îți vreo 14-15 pui de zimbru născuți în rezervația respectivă. Ei, care e cutuma? care e tradiția? Fiecare pui de zimbru care se naște trebuie să parte în nume particula ro, chiar în față ro. Așa avem românașul, rovin, ro. Și acum, scandal cât casa, s-a născut un pui de zimbru, cum îl denumim? Ca de obicei s-a făcut o întrebare publică, s-a lansat provocarea și mai mulți români au răspuns la această provocare. Cine a câștigat? O doamnă Jujoana, nu știu cum o cheamă, care a dat numele tânărului zimbru născut, a dat numărul Rolani. Rolani, asta e problema. Comentarii de alea. Bine că l-ați făcut și pe ăsta ungur. Luați-l și duceți-l în Ungaria. Nu vă mai ajunge autonomia. Pe ca să nu fi fost niciun scandal, trebuia să-i pună direct denumirea de Roalert. La zimbru, ro alert. Când vede ursul, te alertează. Ro și nu știu cum, ce nume cu ro. Ce nume mai avem noi cu ro în România la dispoziție? Rorban, Rohanis, Rolacu, Rocâțu. Deci sunt, avem de unde alege. Da să nu jignim acest frumos și nobil animal. Că în politică avem alte jivine și alte târătoare, să nu le zic târături. Cât costă o pâine? Întrebarea care a dominat luna august. Întrebarea adresată premierului Câțu, care a deviat, a dat-o așa cu mante și a zis nu știu cât costă o pâine pentru că eu evit să mănânc pâine. Eu nu mănânc pâine, eu tu ce faci? Fur din banii publici, a? Nu mănânci pâine. De exemplu, eu știu cât costă o pâine. Pâinea pe care o luăm noi pentru adulți, inclusiv pentru mama soacră, costa 5 lei. Pâinea pentru copii, 6. La o săptămână diferență m-am dus, acum am vară. Pâinea pentru noi, 6 lei, pâinea pentru copii s-a făcut 8. Dintr-un foc, pac, câțule, fă copii, Ia-ți o soacră ca să știi cât costă o pâine. A fost prins băut la volan în America acum azi 20 de ani. Vorba psalmistului. Din tinerețile mele, multe patim se luptă cu câțu. Bineînțeles că nu-i penal că s-o prescris fapta. Acum, mă, până la urmă, multe lume o sărit în apărarea lui. Așa ca să vorba celor de la vam am să mă întorc bărbat din America. O bere două în plus te legitimează ca bărbat, dar nu la volan nici măcar în America. După aia Câțu, iară, iar a dat o comandă, iar a deviat discuția, zice, eu nu pot să meu mai mult de șapte 8 beri, că este rău. Nu, no, asta m-a supărat. Bă, că ai bă bere, ok, că ai condus, treacă, meargă. Dar nu reziști la șapte 8 beri, lasă-o încolo, nenea Câțu. Cine te-a pus șef? Păi când era Băsescu, nu erau atâtea lăzi de whisky câtă putere avea el de dus și de condus țara. Ludovic Orban, contracandidatul în război intern din PNL, imediat a sărit, imediat a zis, zice, eu nu am condus niciodată sub influența băuturilor alcoolice. Poate mașina, nu și țara. Altfel, economia bubuie, duduie. Trebuie să ducem economia la un mecanic. Știu eu, un mecanic bun pe turcului, care are acolo un, un uh, salon de ăsta, un garaj și repară. Economia nu numai că nu bubuie, dar și bate și troncăne. Apropo debate, știți scandalul în showbiz, scandalul săptămânii, micuțul interpret de stand-up comedy, micuțul Cosmin Nedelcu a fost băgat cu sau fără voia lui într-o altercație pe calea victoriei în București. El se ducea cu iubita și cu un prieten la o zi de naștere când un ghiolban, un marțafoi a sărit și a strigat niște lucruri foarte urâte, niște injurii, niște. l-a înjurat, ce să mai acum, și micuțul. O răbdat cât o răbdat, eu arătat degetul mijlociu, ba mai mult și o lăsat plasele de cadou în stradă și s a dus la om să rezolve problema pe cale verbală. El au scos o scândură, o început să împartă pum, în prieten s-o băgat în altercație. Vedeți? Meseria asta e ingrată de a face comedie. Dacă în jur pun politician se bucură, înseamnă că îi crește cota. Dar dacă prea mult dai cu hate, într-un comic s-ar putea să-ți răspundă și el, că și el e om. Una ai Facebook, una ai internetul. Dacă cineva te contrează acolo cu sau fără dreptate, dacă ție nu-ți convine, îi dai blog, l-ai scos din listă. Dacă te întâlnești cu specimene de astea scăpate de la anumite case, atunci tu ca om cum reacționezi? Cum reacționezi când cei dragi din jurul tău sunt jigniți? Acum tu mergi mai departe, nu contează, îți asumi până la urmă Faptul că ești interpret de stand-up comedy Faci comedie și spui chestiile astea pe scenă Dacă când te atacă indirect Poți să nu ripostezi? Să ne gândim un pic la chestia asta Oricum Micuțu a zis că în următoarele săptămâni când va mai ieși din casă, când va merge prin București, o să-și ia un bodyguard în persoana actorului de stand-up comedy, Paul Sabo. Îl știți că vine pe la spectacole cu noi. Paul Sabo, care are o fire așa de calmă și o privire așa de lucidă, încât dacă cineva sare cu vorba, cu heitereala la micuțu, Paul Sabo din prima taie macaroana zicându-i ce. Și atunci treaba e bună. Deci mergem mai departe, mergem mai departe că nu avem de ales. Avem de ales, dar ne place să mergem să ne înghesuim. Ei de v-ați și aici pe canal, să facem măcar 15.000 în luna asta, că avem 10.600 și vă mulțumesc pentru like, pentru subscribe, vă mulțumesc pentru comentarii. Știți că eu vă răspund la ele, nu le las. Numai le șterg alea care nu-mi plac. Și la mama aia fel și fel de prețuri de astea. Citești, te crucești o bere de 0,33, 20 de lei. Păi ca să simți ceva trebuie să bei 10 ce beri, că altfel nu mă jignești vezica. Scump. Un șezlong, 90 de lei. Asta mai înțeleg. 90 de lei plătești șezlongul și ți iau un ceas să-l undeva. De obicei în primul val. O porție de hamsi, 80 de lei. Asta e. Hamsia modelul românului, știți cum se hamsiile pe farfurie, pe carton? No. Așa stă românul de la baza hotelului până la intrare în apă. Om lângă om, om lângă om. Așa au fost toate weekendurile din august, în toate stațiunile din România. Om lângă om. Nici nu poți să intri în apă, nici nu poți. Nimic, stai așa și te bucur că te arde soarele, dacă nu-ți face umbră vecinul. Da? Vocația cozii la români. Nu o să scăpăm niciodată de coada asta de tinichea. Se vorbește că vine valul 4. Valul 4 de COVID. Nu o să vină. N-are cum să vină valul. Nu poate trece de sutele de mii de români care stau în picioare în mare. Deci stați liniștiți și școala o să înceapă din 13 septembrie. Nu știm în ce scenariu, dar o să înceapă. Grijă mare, grijă mare ce faceți, cum vă îngrijiți. Uitați-vă că doriam popa. Un pic nu a fost atent și o curs sânge din nas. Nu, din ureche. Din, din ureche. s scobit cu un bețișor în ureche și o curs sânge. Ăsta e semn bun. Înseamnă că după ureche mai urmează ceva. Nu cealaltă ureche. Dar hai să nu riscăm atâta, să fim un pic... Mai grijulii față de noi înșine și uitați-vă. Simplu fapt că v-ați uitat și azi la cafeaua de după înseamnă un pas mic pentru internet, un pas uriaș pentru vizualizări. Mulțumesc tare mult! Țineți aproape! Ne vedem pe canal cu fel de fel de filmulețe. Da, da și subscribe! Mă las -o, dracului!